angiosperme monocotiledonate, cereale, porumbul, resurse educaționale pentru clasa a 5-a. Porumbul a ajuns în Europa, din America, în secolul al XVI-lea. În țara noastră, la fel ca și grâul, porumbul ocupă suprafețe mari cultivate. Rădăcina porumbului este firoasă. Tulpina porumbului este dreaptă și înaltă, de asemenea organizată în noduri și internoduri. Însă, spre deosebire de pai, coceanul, căci așa se mai numește tulpina porumbului, este plin cu măduvă la interior. Frunzele de la porumb nu prezintă nici ele pețiol, teaca se prinde de asemenea la nivelul nodurilor, este bine dezvoltată, la fel și limbul bine dezvoltat, mai lat decât cel de la grâu, cu formă de panglică și cu nervațiune paralelă. Nervura din mijloc este foarte pronunțată. Florile de la porumb sunt unisexuat monoice, adică florile prezintă un singur sex și sunt situate pe aceeași plantă. Cele bărbătești sunt așezate în vârful tulpinii. Ele formează o inflorescență sub forma unui spic. O floare este formată din două frunzulițe apărătoare și trei stamine, cu antere în formă de X. Florile femeiești sunt așezate pe știuleții de porumb, care sunt acoperiți cu niște frunze numite pănuși. O floare este formată dintr-un singur pistil cu ovar, stil și stigmat. Stigmatele formează împreună mătasea de porumb. Fructele sunt galbene de obicei și rămân prinse pe știuleți. Semințele monocotiledonate conțin mult amidon, dar și ulei. Realizați o prezentare pe care să o expuneți în fața clasei despre importanța cerealelor. Spor la lucru!